Sebastian Chitoșcă a stârnit hohote de râs pe internet, după ce și-a făcut o schimbare radicală. Replica faimosului de la Survivor este fenomenală. Are cine să mă iubiască? Sebastian Chitoșcă și-a făcut o nouă schimbare. Faimosul de la Survivor România 2021 a surprins tot internetul. Sebastian Chitoșcă a stârnit hohote de râs în mediul online, după ce a ales să renunțe la barba lui. Internauții s-au amuzat copios după ce l-au văzut pe faimosul de la Survivor România 2021 cum arată cu noua schimbare pe care și-a făcut-o. Sportivul nu a ezitat să le închidă gura răutăcioșilor printr-un mesaj pe care l-a transmis pe contul lui de Instagram. Aduci puțin a te bag din prison break it is time, mai bine cu barba se bifacea, WHY. Estim urt mai mistu fara, bai Sebi arăți de 20 de ani, ai rupt facea pulă la frate. It is time, mai bine cu barba, sincer fără barbă ești un pic de nerecunoscut, dar și asa cum ești acum îți stă bine, mai tânăr ai fi dacă renunți și la ciocul ăla, dar tu faci cum vrei. Au fost doar câteva dintre comentariile lăsate de internauți la fotografia postată de Chitoșcă. Daia ha-ha-ha-ha, băi, dragii mei, vă pup, vă iubesc și tot respectul meu pentru voi. Vă mulțumesc foarte mult că vă dați cu părerea, dar această schimbare nu a fost să impresionez pe cineva. Această schimbare a fost pentru sufletul meu, să mă simt și eu liber. Are cine să mă iubiască indiferent de cum arăt cu barbă sau fără, a spus Sebastian Chitoșcă, despre persoanele care au râs de schimbarea pe care și-a făcut-o după competiția Survivor România 2021. Sebastian Chitoșcă, despre experiența Survivor România. Pe contul său de YouTube, fostul concurent de la Survivor a postat un vlog, unde vorbește despre întreaga experiență din Republica Dominicană. De la cum a intrat în competiție, până la cum a ajuns să fure mâncare, pentru că simțea că nu mai poate rezista. Da, am extras ceva mâncare de prin anumite tombeloane, dar sincer nu mi se părea că furam. Era foarte mare foamea și dacă vedeai orice colț de pâine pe jos, undeva în cort, o luai fără să te vadă nimeni și o băgai în gură. Nu mai conta de cât timp era acolo. Practic, am extras mâncare din locuri din care nu aveam voie, dar nu vă gândiți că mâncare e multă, ce mai prindeam și eu pe acolo, a declarat Sebastian, pe contul său de YouTube.